Salutări! Salut! Cum vă simțiți după concertul din această sală din Control? Bine, a fost o atmosferă mișto, a fost lume... No, a fost chiar bine. Stai să mă fiind la început, încă nu e totul atât de bine legat și ai nevoie de ceva timp să suni ce moment, dar a fost foarte bine pentru primul concert. Și văd cu cine m-am întâlnit, mi-a zis că a fost foarte bine. Da, deci practic e primul vostru concert. Da, e primul nostru concert. Tare. Felicitări pentru el, chiar mie mi-a plăcut, sincer, și super mișto. Vreau să vă întreb ce planuri aveți, nu știu, album, chestii? Abia am început, stai seama că mai e mult până la album. Vreau să, nu știu, să muncim foarte mult la piese, cât de mult putem, și să avem cât mai multe piese bune și la un moment dat cât mai multe concerte, cât putem. Da, asta e planul. Așa, chiar vă urez mult succes. Vreau să întreb ceva poate un pic mai delicat, să zic. Care e treaba cu Tămâni? De ce ai plecat? Păi e foarte simplu, nu ne mai înțelegeam. Și pur și simplu, după o perioadă, nu te mai înțelegi și mai bine spui pas. Și renunți și, nu știu, începi să faci altceva. Nu știu, poate, nu știu, e posibil că la un moment dat, nu știu, să ne... Dar nu cred, nu știu. Cine știe? Ce faci de semnă? Bă, nu prea cred în chestia cu Valentine's Day, nici nu fac nimic, adică stau acasă cu ea și cu mama, dar nu fac chestii de obicei, asta e... Da, nu știu, e chestia așa în cultura asta, oricum treaba asta e adusă de afară și toată lumea, trebuie să facem ceva de Valentine's Day, mă rog, eu un joc, nu știu, un PlayStation, da. Nu mă prind. Unde vă mai vedem la concert? Păi, o să avem la Iași, o să avem Chișinău. Și Constanța. Da. Începem așa să cântăm destul de mult. Băi, multă baftă, chiar îmi place proiectul vostru, sincer. Ce cântăm? Dar voi aveți la concert? Da. Sorry. Am ajuns puțin cam de... Dar oricum mi-a plăcut și o să vă mai ascult mai descarc și dacă oricând la concert. De ce After What? Chiar vreau să vă întreb. Care e treaba cu numele? Mie îmi place, mi se pare Caterinca. Păi After What are legătură cu... Ce-a urmat, cumva, nu știu, m-am gândit la chestia cu ce-a urmat după Dământ, ce urmează după Dământ, știi? Și, nu știu, vreau să urmeze chestii mai bune. Și să fie în ce mai bun. Tare. Dar eram curios, de ce? Ca un nou început, o chestie, nu știu. Da, am înțeles, After. Da, After Something. After Something, da. Dar chiar trebuie să numiți After Something. Da, e mine, nu știu. Probabil că altul face că să numim After Something. Cum ar fi să vă schimbați numele la fiecare concert? Știi, acum suntem After What, suntem la următorul concert After Something și mai departe. Da, nu știu ce să mai zic. De clip, cred că e un pic... Lucrăm acum la o piesă, deci e posibil ca, nu știu, câteva săptămâni să lansăm un clip nou, dar... Adică lucrăm la o piesă, o să ne lăsăm lucruri de piesă nouă, da. Tare. Chiar abia aștept să faci clipul, să punem și eu pe săptământul de acolo. Acum am văzut că ați susținut evenimentul. Da, păi... De-aia suntem aici. Ok, și noi îți mulțumim pentru interviu. Și știi, de-aia că vă așteptăm la concerte și nu știu... Aveți puțină răbdare, proiectul ăsta și nu știu, o să fie super. Să aibă răbdare, nu știu, că și la concert. Să aibă răbdare că o să... Nu, să aibă răbdare că o să... Exact, o să fie din ce în ce mai bine, o să vină concerte primite, piese mișto. Eu sunt sigur că chestia asta se întâmplă, adică... Why not? Ok, eu îți mulțumesc foarte mult pentru interviu. Ce să zic, să ne vedem și la următoarele concerte. Și multă baftă, fraților, cu proiectul vostru. E tare și îmi place.